Acesta este agentul secției de poliție Strehaia, care sâmbătă noaptea a fost prins în flagrant de ofițerii DGA în timp ce primea 200 de lei. Oprit pentru că depășise pe linie continuă, un șofer a încercat să scape bazma curată oferindu-i polițistului banii. Când agentul a pus mâna pe ei, au apărut și ofițerii DGA. A fost o acțiune interesantă a colegilor noștri. După ce l-am blocat, a reușit să scape. Vreo 200 de metri a alergat cu mașina. L-am blocat din nou, a fugit într-o pădure din localitatea Târna, după care l-am prins și l-am imobilizat. Polițistul este acum cercetat pentru luare de mită și părăsirea locului accidentului după ce a lovit cu mașina postului de poliție autoturismul ofițerilor DGA. Care sunt acuzațiile? Luare de mită, părăsirea locului accidentului și loc distrugere. Da, să vedem. El ce spune? Nu contează nimic. Să vedem probele, să vedem. O să fiu chemat peste oră, probabil. Deci a fost un accident în prealabil, v-a spus clientul dumneavoastră? Un accident, da, o lovire între două autovehicule, a poliției și a poliției și a unei persoane și ar fi 2 milioane luare de mită. Scuza polițistului pentru că cerea șpagă a fost aceea că o ducea rău cu banii și nu mai putea să-și întrețină familia. În primul rând se gândea la familie. Vă dați seama că în astfel de cazuri, da. Sau astfel de colegi, n-a trimis exemplu Ministerul de Interne. Asta era scuza principală. Pentru fapta sa, polițistul va fi dat afară din serviciu și riscă să stea mulți ani după gratii.